Ziua Mondială a Securității și Sănătății la locul de muncă, eveniment organizat în fiecare an de Organizația Internațională a Muncii, aduce în prim planul opiniei publice importanța deosebită a activității de prevenire a accidentelor și bolilor profesionale. Cu acest prilej, ITM Dâmbovița a organizat o întâlnire cu mass media, cu angajatorii dâmbovițeni și cu serviciile externe de prevenire și protecție abilitate, propunând o dezbatere pe o temă actuală: securitatea și sănătatea în muncă în era digitală. Sărbătorim Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă, o zi de care pe toți ne leagă câte ceva. Colegii mei o să vă vorbească despre digitalizare, despre importanța digitalizării și despre rolul pe care îl are ea astăzi în viața noastră, atât ca angajați cât și ca angajatori. Eu o să vă vorbesc despre faptul că de la începutul anului și până astăzi la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița au fost înregistrate peste 70 de evenimente care s-au petrecut la societățile din județul nostru. Este un lucru care nu ne bucură, este un lucru care ne responsabilizează, trebuie să ne responsabilizeze mai mult pe toți dintre noi, atât angajații, cât și angajatorii, cât și pe noi. Noi o să vă ajutăm în continuare cu sfaturi, o să vă îndrumăm în continuare, însă rolul principal în a diminua aceste evenimente îl aveți dumneavoastră și angajații. Pe această cale vă rog frumos să nu faceți rabat de la absolut nimic, să vă uniți toate forțele și să încercați acolo unde este nevoie să puteți face tot ce este posibil pentru evitarea accidentelor de muncă. Noi o să vă îndrumăm în continuare, la început o să vă batem pe umăr și o să vă facem atenți, iar acolo unde este cazul o să aplicăm și contravenții. Cu toții trebuie să conștientizăm faptul că cel mai important lucru este sănătatea lucrătorilor noștri, că miza SSM-ului este sănătatea angajaților și că prețul pe care nimeni nu vrea și nu trebuie să-l plătească ar fi accidentarea lor. A spus domnul inspector șef, tema în principal a fost a acestei întâlniri este digitalizarea. Pe lângă această temă SSM în era digitală, pe care o să vă prezintă colegul meu George Stoica, mai avem încă o temă, și anume să implementăm un mediu de muncă sigur și sănătos, pe care o să vi-l prezinte colega mea Mihaela Spilcă. Aceasta, aș vrea să vă anunț programul, este ceea ce colegii mei o să vă prezinte. După această prezentare o să facem o pauză și un alt subiect de discuție ar fi și va fi despre accidentele de muncă, despre evenimentele petrecute în cadrul desfășurării activității fiecărui angajat. Acolo o să fie discuții libere, noi o să vă spunem punctul nostru de vedere, dumneavoastră vă rugăm să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere, astfel încât și comunicarea evenimentelor și cercetarea evenimentelor să fie făcută cât mai corect de fiecare parte. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul colegei mele, Mihaela Spilcă. Bună ziua! Astăzi o să discutăm despre importanța implementării unui mediu de muncă sigur și sănătos. Aceasta este o problemă majoră în multe locuri de muncă, deoarece munca poate fi periculoasă și adesea duce la accidente sau boli profesionale. Prin urmare, este important ca angajatorii să fie conștienți de acest lucru și să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura un mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații. Un mediu de muncă sigur și sănătos nu numai că ajută la prevenirea accidentelor și bolilor profesionale, ci poate îmbunătăți productivitatea și satisfacția angajatorilor. Când angajații știu că sunt în siguranță și se simt confortabil la locul de muncă, sunt mai motivați și mai productivi. De asemenea, un mediu de muncă sănătos poate reduce absenteismul și poate ajuta la reținerea angajaților. Cum putem să implementăm un astfel de mediu de muncă sigur și sănătos? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că toate echipamentele și instrumentele folosite în cadrul activităților
sunt în bună stare și sunt folosite în mod corespunzător. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există suficiente măsuri de siguranță, cum ar fi stingătoarele de incendiu sau kiturile de prim ajutor. În plus, trebuie să se ofere angajaților training și instruire adecvată în domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă. Aceasta poate include instruire privind manipularea echipamentelor sau substanțelor periculoase, precum și instruire privind postura și mișcările pentru a evita accidentele. De asemenea, trebuie să se monitorizeze în mod regulat condițiile de muncă și să se ia măsuri pentru a le îmbunătăți dacă este necesar. Aceasta poate include reducerea nivelului de zgomot, iluminarea sau ventilația adecvată spațiilor de muncă. Există mai mulți factori la care trebuie să se acordă atenție. În primul rând, este important să se identifice și să se evalueze riscurile existente la locul de muncă. După evaluarea riscurilor, în funcție de rezultatele evaluării riscurilor, trebuie luate măsuri pentru a reduce sau elimina aceste riscuri. Aceste măsuri pot include modificarea echipamentelor sau a proceselor de muncă, introducerea de măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi sisteme de protecție sau garduri, sau schimbarea procedurilor de muncă pentru a reduce expunerea la substanțe periculoase. O altă componentă importantă a unui mediu de muncă sigur și sănătos este prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale prin educație și instruire adecvată. Este important ca angajații să fie instruiți și să primească informații despre riscurile la locul de muncă și cum să le evite. Acest lucru poate include instruire privind utilizarea echipamentelor de protecție, cum ar fi căștile de protecție sau ochelarii de protecție, precum și instruirea privind manipularea și stocarea corespunzătoare a substanțelor periculoase. Implementarea unui mediu de muncă sigur și sănătos nu este doar o responsabilitate a angajatorilor, cât și a angajaților. Angajații trebuie să fie conștienți de riscurile la locul de muncă și să ia toate măsurile necesare pentru a evita accidentele și, în primul rând, a-și proteja sănătatea. Acest lucru poate include utilizarea corectă a echipamentelor de protecție, respectarea procedurilor de muncă și raportarea oricăror probleme de siguranță la locul de muncă. În concluzie, un mediu de muncă sigur și sănătos este crucial pentru sănătatea și siguranța angajaților, precum și pentru productivitatea și satisfacția lor. Este responsabilitatea dumneavoastră ca angajați și angajatori să luați măsurile necesare pentru a asigura un astfel de mediu de muncă și să vă asigurați că acesta este menținut în mod constant și adecvat.